de făcut dezvăluiri, pentru că deși existau zvonuri, știți foarte bine că am discutat aici la Antena Stars despre zvonurile apărute în presă, iată că bomba bombelor a explodat în momentul în care unul dintre cele mai sudate sau aparent sudate cupluri din showbizul mioritic și-a spus adio. Așadar, eu vă spun că al nostru Cristian Băureanu și Laura Dincă și-au spus adio, s-au despărțit după 6 ani și jumătate de relație. Iar cel care a făcut, bineînțeles, anunțul a fost chiar Cristian Băureanu, așa că vă invit să-l ascultăm chiar acum. După 6 ani de relație cu Laura, 6 ani și jumătate aproape, am luat decizia să ne despărțim spre bucuria multora. A fost frumos, s-a terminat, este singura declarație pe care o dau, să nu se obosească presa să mă sune pentru că nu mai sunt o persoană publică și nu dau niciun fel de declarație. 6 ani și jumătate în care oamenii au fost destul de sceptici în ceea ce privea povestea lor de iubire, în primul rând din cauza diferenței de vârstă, care, să fim sinceri, este una destul de mare. Dar să presupunem că nu aceasta a fost un obstacol în dragostea lor, asta spun acest lucru pentru că pe parcursul anilor au fost destul de multe probleme și din punct de vedere juridice, să nu uităm că el, Cristian Băureanu, s-a confruntat cu destul de multe scandaluri în care a fost implicat. Cu toate acestea, Laura Dincă i-a fost alături, corect? Corect, corect. Însă, toată lumea se întreba când vor face ei doi marele pas. Ei mereu pozau un cuplul perfect, se sărutau la fiecare apariție, se țineau de mână, auzeam declarații siropoase, însă nu vedeam marele eveniment, acela nunta, da? Să ajungă în fața altarului, pentru că ei toți spuneau că își doresc o nuntă cu tot alaiul, foarte frumos. Auzi, Nasrin, oare lor li se aplică proverbul ăsta, boală lungă, moarte sigură? Iată. Bine zis, Dima. Apropo de vârstă, știți vorba aceea că dragostea vârstă nu are. Nu cred că asta a fost un impediment vârsta, nu cred acest lucru. Când doi oameni se iubesc, chiar nu contează că băiatul e mai mic ca fata cu 10 ani sau cu 5 ani sau invers. Eu de ce nu cred în chestia asta? Dacă este iubire, este iubire. Crezi că vreunul dintre ei a călcat strâmb? Nu cred că a călcat vreunul dintre ei strâmb. Știi, doar, atunci când, că s-a, când e vârsta diferită, de obicei și preocupările sunt diferite. Crezi oare că asta a fi fost problema la ei? Depinde, nu. În primul rând, dacă iubești un om, îl accepti și le așa cum este el și te modelezi după celălalt, cumva, mai lași de la tine, mai că bine, asta înseamnă în cazul iubire lor, și cuplu. Hai să zicem, uite, în cazul lor, tu cum crezi? Cine s-a modelat după cine? Cine mai mult s-a cizelat? Cred că ea s-a cumva lăsat foarte mult de la ea, că și pare și este. Eu cred că este o fată destul de calmă, ponderată. El este așa mai coleric, dar asta nu înseamnă că este un om rău. Uite, data trecută noi când vorbeam cu Nasrin și am avut o invitată pe doamna Monica Tatoi, ea a spus că problema nu poate fi doar nu poate fi o problemă doar de vârstă, dar și de cultură. Nu știu ce să zic aici. Nu, eu cred că relația lor deja se consumase și cum ai zis tu, boală lungă, nu, că boală, stai prea mult. Moarte sigură. Da, moarte sigură. Nu, în momentul în care iubești un om, eu nu zic mai stai la mai discuții. Bine, hai să vedem declarațiile doamnei Monica Tatoi și după revenim și comentăm. Cu drag. Sunt soară Băureanu sau nu? Nu știu că n-am vorbit cu el. Nu mai vorbiți, sunt supărată? Nu, sunt supărată. Nu, el cu ale lui, eu cu ale mele. Dar e fată bună, Laura, nu? Trecem la ale noastre totuși. V-am simțit. Nu vă plac cu dumneavoastră? Nu e vorba de asta. Nu e bună. Citiți aia cu după această își pierde valabilitatea. Diferențele de vârstă. Deci îți spun cuvântul până la urmă. Aha. Nu numai diferențele de vârstă, și diferențele de castă. Adică de asta indienii au castele, apropo. Da. Deci nu e bine. Nu poți. Când dispare focul amorului, se vede prăpastia dintre caste. Vă place, iubire, nu știu ce. Și când aia se termină, ce faci? Ce faci? Totuși vorbim despre declarațiile Monicăi Tatoiu, care nu este o persoană oarecare. Vorbim despre o apropiată a cuplului, în mod special apropiată a lui Cristian Băureanu, confidentă, am putea spune. Și pentru prima dată a fost destul de reținută, evitat, dar totodată cred că s-au înțeles destul de multe lucruri. Spunea ea, când dispare focul amorului, se vede prăpastia.
și dacă stăm să analizăm și imaginile pe care paparații noștri de la Spanius.ro l-au surprins săptămânile trecute cu cei doi, nu mai vedeam aceleași gesturi tandre între ei. Adică e posibil ca ei să se fi comportat așa doar când vedeau camera, doar când vedeau, nu știu, vreo televiziune sau... Știți că, din păcate, multe cupluri fac această greșeală. În fața camerelor, mare iubire, vai, multe flori, nu știu ce, vacanțe, ne ținem în brațe de mână și acasă ne certăm, ne dăm în cap de numai, știi? Ideea este că multă lume speculează cam ce s-ar întâmpla, însă, din sursele noastre foarte, foarte sigure, acum câteva săptămâni, între Laura Dincă și Cristian Băureanu a avut loc un scandal de proporții, ba chiar mai mult de atât, Laura Dincă a plecat de acasă, din locuința unde au locuit atâția ani de zile, ba chiar mai mult, aceleași surse ne-au dezvăluit că el n-ar fi avut un comportament tocmai adecvat, să zic așa, pentru că nu avem și nu deținem probele care să demonstreze acest lucru. Este mai bine să nu spunem, este mai bine să ținem pentru noi, da. Pentru că e posibil chiar ca aceste dovezi și aceste declarații pe care noi le avem de la sursele noastre sigure să-i aducă chiar și un dosar penal. Oh, Doamne, Doamne ferește! Măi, este urât când se ajunge aici, chiar dacă te desparți o persoană. Până la urmă, frate, nu este o tragedie și dacă divorțezi și cu trei copii. Asta este că nu se mai poate. Rămâi prieten de dragul copilului, îți asumi, da, că ai un copil, când îți faci un copil îți asumi acest lucru, dar rămâi prieten cu și mai ales cei doi, că aici vorbim de... Dacă mai e loc de prietenie. Dacă mai e loc, eu la ce relație frumoasă au avut cei doi, pentru că mereu știm că apăreau cu vacanțe romantice, superbe, nu știu câți trandafiri. Ar fi păcat, măi, după 6 ani jumate să rămâi așa dușman, să nu-ți mai vorbești sau să te vorbești de rău. Ar trebui să rămână totuși în relații de prietenie, serios. Să nu uităm totuși, te rog. Că domnul Cristian Băureanu a avut un trecut destul de tumultos. El a avut câteva scandaluri, scandal după scandal, destul de multă agresivitate. Credeți că a început să se comporte puțin mai agresiv față de Laura și acest lucru s-o fi făcut pe ea să fi dat un... Nu neapărat, eu nu cred că domnul Băureanu s-a schimbat. Știți vorba aceea? Păi, întotdeauna, credeți că nu s-a schimbat? Adică credeți că a rămas la fel de agresiv? Câinele care latră nu mușcă. Eu l-am văzut, pe mine m-a impresionat foarte mult domnul Băureanu. Acum, nu mai știu cât timp, l-am văzut undeva pe el și pe Ornela, iubita dar ce lui la o mănăstire. În toți acești ani, domnul Băureanu nu a luat-o de nevastă pe ea. Adică el spunea oarecum că este frică de un blestem care a dat peste el și nu crede în căsătorie. Asta cu fricile nu sunt de acord, nu trebuie să ne fie frică. Neapărat este un viciu, e... Nu trebuie să ne fie frică, zic asta cu fricile, zic. Nu sunt de acord cu aceste frici, dacă îți place o persoană, o iei de nevastă. Nu contează că au trecut 2 luni, că au trecut 6 luni... Dacă tu simți să faci acest lucru, păi îl faci. Nu trebuie să stai 6 ani jumate. Nu crezi că ea era puțin prea mică pentru căsătorie? Nu știu diferența. Nu, de ce? Cunosc fete care s-au mai dat la 18 ani, la 20 de ani și sunt și acum în relație, au copii. În ziua de astăzi fetele simt așa nevoia să, nu știu, să fie mai independente și pentru a ajunge la acea independență au nevoie cumva să se maturizeze. Da, dar faptul că te căsătorești mai devreme nu înseamnă că nu ești independent.